Salutare, prieteni! Dacă vă uitați la acest video, sunteți pe jumătate în Maramureș. Astăzi merem să alăptăm iezii, suntem la amiază. Iezii noștri primesc 3 porții de lapte praf. În video de astăzi o să vă dau toate argumentele pentru care este rentabil și pentru care merită să dați lapte praf la iezi. Am văzut discuții aprinse pe grupurile de Facebook în ultima perioadă. Am văzut pe cineva care era foarte hotărât să contrazică utilizarea laptelui praf în hrana iezilor, însă o să vă dăm toate argumentele și motivele pentru care noi facem asta, așa că vă invităm să urmăriți acest video până la final, să vedeți procedura, să vedeți cât de bine îl mănâncă iezii noștri și să vedeți evoluția lor pentru că cresc cu bine. Și noi urmărim dezvoltarea lor, urmărim să se dezvolte sănătos, să crească, să se dezvolte armonios. Însă trebuie să găsim un echilibru între input, adică ce introducem noi în hrana și în cheltuiala cu caprele noastre și ce obținem de la ele. Așa că video ăsta nu este despre cei pasionați, că am văzut mulți pasionați pe Facebook care spun capra trebuie să mănânce, iedul trebuie să mănânce numai lapte de la mama lui. Da, într-o lume ideală așa ar trebui să fie, dar sunt clienții dispuși să plătească atunci laptele de capră pe o producție de 3 luni dintr-un an de zile? Că e doar trebuie să bea vreo 3 luni de zile lapte și producția caprei undeva la 6 luni, după care începe să scadă foarte drastic. Și atunci, cei care spun capra trebuie hrănită numai cu frunză de iarbă și iedul trebuie hrănit numai cu lapte de la mama lui, unde-i crescătorul și ce-i să mai merite lui să țină capra? Cei care argumentează împotriva laptelui praf la iezi, ca și cum ar spune bunicii mei sau oamenii din satul brincilor mei, care ziceau, ai de mine, mă, dar pe avionul acela cum stă pe cer? Uite așa stă, că nu trebuie să știi tu cum stă, tu trebuie să știi că stă și poți să mergi, ești în siguranță să mergi cu avionul. Tot la fel și noi, știm ce fel de lapte praf folosim și știm că noi avem probleme din cauza laptelui praf. Dacă luați lapte praf dintr-o sursă mai dubioasă sau de la firme despre care am auzit că produc sau fac multe decese la iezi, asta e problema voastră. E foarte important să vă informați și să aflați, să știți ce fel de lapte praf folosiți la iezi. Sunt produse pentru hrana iezilor de calitate premium, de calitate mai medie ca cea pe care o folosim noi acum și de calitate foarte proastă care duce la decesul iezilor. Așa că în video de astăzi vă dăm toate argumentele să știți cât de bine și cât de rentabil este să dai lapte praf la iezi. Hai să le dăm de mâncare la ieduțe că li foame și apoi continuăm povestea. Vai ce bine că o vin primăvara, mai bate soarele pe frunte. Trei litri le fac, gata. Le-am redus rația. Că-s mari. Laptele praf folosim ca și anul trecut Rovilac Top 35. E un lapte praf conceput pentru viței, dar e foarte bun și la iezi. L-am cumpărat cu 370 de lei plus transport, sacul de 25 de kg. E foarte bun, suntem mulțumiți de cum a evoluat iezi anul trecut și îl folosim din nou anul ăsta. Se folosește 1 kg de pudră la 8 litri de apă. Foarte important să nu intre lumina și aerul cât de puțin după ce ați desfăcut sacul. Apa m-am asigurat că e undeva între 38 și 41-42 de grade, temperatura optimă la care iezi o pot bea și se și diluează laptele praf, o să vedeți imediat ce frumos se omogenizează și este o compoziție lăptoasă și frumoasă. Nu durează nici mult. Pentru a hrăni iezii, evident, avem nevoie de
o găleată cu tetine. O găsiți în diferite forme pe internet, căutați-o, o să încerc să vă las link-uri și în descrierea acestui video. Iedusele astea sunt înfometate și o să le pun prima dată să vedeți cât de bine sar ele pe găleată și apoi continuăm povestea. Скакура, пожалуйста. Problema e că nu toate tetinele funcționează la fel de bine și ele se cam bat două pe una, dar până la urmă, într-un final, se descurcă. Du-te, 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 că... Am uitat ce vor la asta de dincoace. Să da, bat pe aceeași tetină. Mere și aia numai că nu le place lor, stare. Da. La început, care nu a fost hotărâtă să sugă, uite așa, am ținut-o cu gura la tetină și s-a învățat dumnealor singure. No. Tu te bezi suge de acolo, nu aci. Da, da, vrea acum acolo. Ăștia-s ca Sofia și Victor. Da. Bun, celelalte trei eduțe sunt eduțele care au subt constant de la mamele lor, de la fătare. Și pe ele nu le interesează găletuța cu lapte. Pe ele le interesează joaca. Exact. Așa. Hai să continuăm povestea și argumentarea. Deci, cine spune că laptele praf nu-i bun pentru eduți, că chiar am văzut un comentariu care m-a șocat. Zicea domnul că, un domn pe Facebook, zicea că laptele praf pentru iezi nu conține niciun fel de nutrient și mai bun laptele de vacă. Dacă nu ai o altă alternativă, poți să încerci și cu laptele de vacă decât să-ți moară iedul de foame. Dar e mult mai probabil ca iedul acela să aibă indigestii sau probleme de stomac datorită faptului că tu ai dat un lapte nepotrivit. După părerea mea, laptele praf conceput pentru iezi îi cât se poate de aproape de laptele capre. Bineînțeles că laptele ăsta praf nu-i pentru consum uman, pentru că, na, așa, dar dacă folosiți un lapte praf de calitate, nu veți avea probleme cu iezii și vor avea o creștere similară cu cea a unui ied care suge de la mama lui. Motivele pentru care noi folosim lapte praf la iezi este că avem un preț mult mai scăzut în creșterea iedului. Da? Și, repet încă o dată, pentru că e foarte important tipul de proteină care se folosește în laptele praf. Noi ne-am consultat cu doctori veterinari foarte buni și mi-a fost recomandat acest lapte praf pentru că are o proteină naturală și foarte bună, sănătoasă pentru iezii noștri. Caprele noastre produc un lapte, o cantitate de lapte limitată. Și atunci, noi suntem nerăbdători, ca orice crescător, primăvara, după ce o cheltui și o băgat numai bani în capră, în animalul respectiv, să înceapă să valorifice, să producă ceva din animal, fie că produce brânză sau lapte praf sau lapte crud pe care îl vinde clienților. Pentru că, nu-i așa, animalele se cresc cu costuri și cu cheltuială. Cei care sunt supra-pasionați și vorbesc doar din spatele tastaturii sau probabil de la bloc de la etajul 3-4-5, e irelevant că familia voastră are capre sau bunicii voștri sau părinții voștri au avut animale. Dacă voi nu creșteți animale, sunteți deconectați de la realitatea actuală și costurile de creștere ale animalelor.
Am avut discuții cu unii oameni pe internet, dar pe și părinții mei și mătușa mea are animale. Foarte bine, dacă n-ai crescut tu, nu-ți da cu părerea, pentru că nu ești în măsură, nu știi toate aspectele. Deci principalul motiv pentru care noi hrănim ieduțele cu lapte praf este motivul economic. Nu vă necăjiți că nu ne îmbogățim din diferența de venit pe care o facem dând lapte praf iezilor, pentru că și laptele praf e destul spre foarte scump, însă e o variantă în care mărim un pic marja de profit sau de venit care ne apare nouă în microfermă. Și cu... Dar nu mă mușca de deget! Așadar, dacă reușiți să găsiți Rovilac Top 35, laptele praf pe care noi îl folosim deja al doilea an, aveți nevoie de o găleată, apă cu o temperatură de undeva la 38-40-41 de grade și 1 kg de pudră la 8 litri de lapte. Asta e tot ce aveți nevoie după vreo 2-3 zile de urmărit iezii, asigurându-vă că ei sug. Deja puteți să vă vedeți de treabă, noi îi hrănim de 3 ori pe zi, ne bucurăm de creșterea și evoluția lor, nu au probleme. Dacă mai apare, cum au apărut acum când le-am scos ieduțele, astea 3, le scoatem și la păscut împreună cu mamele lor și deja nu mai suc de la mamele lor, dar ca să nu li se facă sete și să umble după mama lor, ce faci tu? Le punem de 3 ori pe zi și ne asigurăm că mănâncă bine laptele praf, să nu sugă de la mamele lor de sete. Dar, cum vă ziceam, deja mergem cu ele la păscut și au apărut mici probleme atunci când le-am scos și la verdeață, au avut mici probleme de stomac și diaree, pe care am corectat-o cu herba prim suspensie orală. Cam asta e treaba, nu am avut pierdere din cauza laptelui praf, suntem mulțumiți de evoluția iezilor și îi vedem crescând. Asta e cel mai important, pentru că noi, că nimeni nu-și dorește să aibă iezi mici și împiliți sau foarte slab crescuți. Îi vezi vioi, îi vezi strălucind, le vezi strălucirea în ochi și asta ne dorim pentru ei, să fie sănătoși, să crească bine. Sperăm că video de astăzi v-a fost de folos. Dacă vreți să aveți un venit cât de cât, pentru că viața e foarte dificilă în momentul de față, crescătorii cu greu obțin un venit din creșterea animalelor, pentru că oamenii se pare că nu prea mai au bani, toată lumea ar vrea să cumpere ieftin, însă trebuie să ne cerem prețul pe munca noastră, pe produsele pe care le oferim și costurile pe care noi le avem pe întregul an. O mare eroare care am văzut-o la țăranul român și o vedeți des întâlnită în reportaje cu țărani. Apoi țăranul zice, ce să mai punem, că munca nu o mai punem. Păi dacă nu-ți pui munca ta, înseamnă că tu lucrezi ca o slugă și omului la care tu-i vinzi produsele, îi vinzi ca să faci un venit pe moment. Însă venitul ăla pe moment nu-ți acoperă ție costurile cu animalul ăla pe tot anul. Da? Cam asta e treaba. Dacă vreți să trăiți din animale, românul, țăranul român, trebuie să schimbe gândirea și mentalitatea și să-ți ia în calcul toate costurile în așa fel încât când trage linia la final de an să nu fie pe pierdere. Că dacă ești pe pierdere, lucri degeaba. Sau lucri ca și hobby. Faci doar un hobby. Bun, când faci ca hobby și hobby-ul tău este să-i hrănești pe oamenii de la oraș, care își doresc și au pretenția să meargă într-un concediu scump sau mai știu unde, dar când vor să mănânce un produs de calitate original, sănătos, bio de la tine, tu le faci favor și îți dau la jumătate de preț, că nu, asta este, că știu că n-ai bani. Dar tu te duci în 2-3 concedii pe an, sau nu contează ce faci cu banii tăi. Dar pe munca țăranului ar fi bine să nu-și mai bată joc cu oamenii, mai ales orășenii, care tare bine le place să ia de proști pe țărani. Ai observat? Deci cei mai mulți orășeni le place să profite. A, păi cât e prețul? Nu, scump. Și țăranul, bietul, care poate
o muncită iarna și trebuie să intre niște bani, că o intră pe producție și are nevoie de bani și are cheltuieli, țăranul zice, bine, hai că îți dau mai ieftin un pic. Și el dând mai ieftin decât și-o propus inițial, că el, țăranul, să teme să-și ceară prețul adevărat, prinde pe câte un șmecher, de obicei tare mulți șmecheri, care zic, a, păi da, scump, da, păi, să-i dau mai ieftin un pic. Și mai jos se duce, mai mult pierde muncind, cu mâinile crăpate și cu spatele și cu ciontele obosite, ca să-l hrănească pe ăla de la oraș care are pretenții fițe, rate la mașini și mai știu ce. Nu ne legăm de nimeni, fiecare trăiește cum vrea. Dar cred că o vine vremea ca țăranul român și producătorul care produce ceva de calitate să-și ceară prețul acolo unde trebuie, incluzând toate costurile, să nu mai folosim sintagma a, păi că munca nu mai punem, ba pune-le tătie. Tătie trebuie să o cotite, inclusiv litru de apă sau 3 litri de apă care îl bea o capră pe zi, ăla trebuie să-l ai în vedere când faci prețul unui produs. Mâncarea, apa, amortizarea adăpostului, că tu ți-ai scos bani din buzunar și ai băgat poate 5.000 de euro într-un adăpost și banii aia când ți-i scoți? Numai din pasiune, tu din pasiunea ta le faci favoruri altora. Toate lucrurile pe care tu le-ai cheltuit, trebuie să ți le recuperezi. Treptat, evident, nu într-o zi, nu într-o lună, nu într-un an. Un adăpost îl amortizezi probabil în 5 ani, să zicem, sau 10, depinde cât de mult ai investit în el. Dar trebuie și ăla să-l ai în vedere că tu, indiferent cât ai băgat, s-o trebuie tablă la un acoperiș, s-o trebuie niște lemne, leațuri, cuie, etc. Toate alea trebuie să le scoți, părând. Și aia înseamnă fiecare kilogram de brânză trebuie să aibă 2-3 lei în plus pentru adăpost, pentru munca ta, pentru tăt. Succes! Să aveți spor la treabă, gospodar, și vă doresc un an fericit, un an plin de satisfacții și de rezultate. Ieduțele astea, atât am zis de dragi, uite-te tu la ele. Astea au cam obosit acolo, au cam mâncat cam bine. Uite, așa, fetițele, ați mâncat, acum vă faceți siesta, hă? Dar nici nu mâncam mult, că uite cât i-a scăzut, de-aia l-am redus, că până acum le duceam 4 litri, da? Păi cred că băieții mănâncă mai mult. Mănâncă mai mult băieții, probabil, se ia s-o băgat o gâză aici din coace. Dar nu-i problemă, că aici e gol, compartimentul. Curge pe acolo, picură ceva, nu picură, bun. Deci astea au și păscut. Da, de dimineață, păscut. Și atunci cred că de la 3 litri voi mai reduce rația, pentru că și alea le mari. O să încep să le scot și pe ele la păscut și să le pun. Să-i scoți, că acum nu cred că mai suc de la mămicile lor, că nu-i lasă. Și o să le pun și granule. Le-am luat astăzi un sac de granule pentru iezi, pentru miei. Astea trei deja nu mai fac probleme, că ciugulez mănâncă iarbă, uitați ce bine rumegă. Deci o capră, o ieduță care la vârsta de o lună jumate, uite-te cât e de mare, grasă, o bău și lapte, acum stă jos și rumegă, asta e o căpriță care va fi clasa premium. Întâia, premium. Da, iubită, așa, mamă, tu ești fericită, îți place la soare, bun. Un fermier are constant costuri și cheltuieli. Noi și anul ăsta am făcut modificări, am mai cumpărat niște stâlpi de beton și le-am făcut aici o grădină mai mare în care ele să se plimbe la soare, să poată să stea inclusiv iarna, dacă e o iarnă nu prea friguroasă, să poată să aibă locul lor de plimbare. S-ar putea despre grădina asta caprelor să vă explic altă dată, dar motivul este că în partea cealaltă a terenului nostru sunt niște puieți de arini pe care ele constant sunt călare, rozând coaja primăvara și toamna, și așa că în perioada asta umblăm cu caprele la păscut dimineața și seara, câte o oră jumate, și în restul zilei le lăsăm aici să facă baie de soare, să se umple de vitamine și să zburde. Uite tu ce fericite seduțele alea! Ce viteză am! Ce faci, iubire? Stea, mămică! Hai, hai de acolo! Stea! Da! Ăsta e video de astăzi, sperăm că v-a plăcut. Spuneți-ne neapărat ce metodă preferați voi. Dacă nu vă interesează să obțineți lapte, să obțineți produse de la caprele voastre, spuneți-ne, le hrăniți iezii și ieduțele numai cu lapte? Sau ați încercat lapte praf? Ați avut pierderi la iezi? Spuneți-ne acolo, că noi suntem curioși și nouă ne-a murit un iez anul ăsta, dar nu de la lapte praf, de la altceva.
Dar o rată de mortalitate de 5% îi acceptată în efectivele de capre. Considerată normală. Dar despre asta și multe altele vom vorbi în alte videouri. Dacă sunteți prima dată pe Orășan la Țară, abonați-vă. Vă salutăm, vă mulțumim pentru vizionare și comentarii, like, distribuire, membri și ne vedem data viitoare. Dedutele astea, ce te bată-ța din gură, ce te cod-codăcesc ăștia. Da, încă ta cu subtul. O sub nici jumătate de litru, trei eduse. Eu cred că numai... satule, că am fost cu ele la plimbare, da, eu cred că numai de sete mai sub ele acum. No. Du-le la băieți, că o să bea ei. Trebuie să le mut adăpătoarea mai jos. Să ajungă și eduțele. Și să le pun undeva niște granule la care să ajungă numai ele. Da, pe băieții n-au voie. Bine, împreună cu băieții, dar să le facă o modalitate, o strungă, în care să fie îngustă tare, să poată intra numai ele, știi? Să mănânce granulele și să plece, știi? Știi, într-o familie așa, copilul cel mai mic dintre frații e cel mai răsfățat. Așa ți se pare, Stea? Așa mi se pare și eduța asta. Ia că e cea mai mică, știi, acum. Ia să începe întotdeauna cu fuga, cu tot. E cea mai răsfățată, uite. Pentru că astea trei au crescut ele împreună cu mamele lor de la fătare, mm-hmm. Și astea la alte trei... trei ele fără mamele lor. Exact, sunt două găști. Da. Două găști de fete. Uite, uite, iar s-a... iar să e la fugă. Ce le place lor, ia uite. Nici n-a apuc să... Foarte frumos. Anul ăsta ne-a binecuvântat Dumnezeu cu niște eduțe minunate. Toate sunt frumoase. Din păcate, necazul cu Luna de la picioruș. Dar asta e. Vezi că și-o prins picioarele acum. Acum, dacă ea și l-o prins, ea și l-a și desprinde. Noi, uite, că o să o doar un pic. Dar consider că adăpostul nostru e destul de safe. Acum dacă își bagă picioarele pe-n păreți și pe-n garduri, se descurcă el. No, ce faci tu? Ia uite tu că vin la sub. Ți-a și sete? Da, nu suge de obicei. Ba, am început să le separ noaptea și dimineața până mulg le pun lăpticul la toate și care-i foame și sete să mai se pună mănâncă. Să sugă. Bun.